Cățeluși de vânzare Proprietarul unui magazin a pus un afiș pe ușa de la intrare pe care scria Cățeluși de vânzare mm, Astfel de afișe era o modalitate sigură de a atrage copiii mici și într-adevăr nu a trecut mult de la lipirea afișului că în magazin a intrat un băiețel Cu cât vindeți cățelușii? a întrebat el Între 30 și 50 de dolari, i-a răspuns proprietarul Copilul s-a scotocit prin buzunare și a scos niște mărunțiși. Nu am decât 2 dolari și 37 de cenți, a spus el. Pot cel puțin să mă uit la cățeluși? Proprietarul a zâmbit și a fluierat odată. Din spatele magazinului a apărut o cățea pe nume Lady, urmată de cinci cățeluși pufoși și jucăuși. Unul dintre ei șchiopăta și rămăsese în urmă. Copilul a sesizat imediat acest lucru și a întrebat, ce a pățit acel cățel? Proprietarul i-a răspuns că s-a dus cu cățelul la medicul veterinar, iar acesta i-a spus că nu îi lipsea un os al bazinului, așa că va șchiopota întotdeauna. Copilul a devenit dintr-o dată agitat. Acesta este cățelul pe care doresc să-l cumper. Nu pot să-l cumperi, i-a spus proprietarul. Dar dacă ți-l dorești cu adevărat, ți-l pot dărui. Copilul nu părea însă prea încântat de alternativă. El a privit pe proprietar drept în ochi și a spus apăsat. Nu doresc să îl primesc pe degeaba. Acest cățel merită la fel de mult ca și frații săi, așa că doresc să l plătesc integral. Am să vă dau acum 2 dolari și 37 de cenți și am să continui să vă aduc 50 de cenți pe lună până când voi termina de plătit. Chiar nu cred că îți dorești să cumperi acest cățel, a insistat proprietarul. Nu va putea alerga niciodată și nu se va putea juca cu tine la fel ca ceilalți. Atunci copilul și-a ridicat pantalonii. Unul din picioarele sare era răzucit și susținut de o proteză metalică. Micuțul s-a uitat la proprietar și a spus cu blândețe, Păi, nici eu nu alerg prea bine, iar cățelul are nevoie de cineva care să înțeleagă acest lucru?